Vladimir Putin cere încetarea războiului. Liderul de la Kremlin vrea pace președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Siriei, Bashar al-Assad, au purtat o discuție telefonică despre războiul din Israel și Hamas. Cei doi s-au pronunțat în favoarea livrării urgente de ajutoare în Gaza. Ei au cerut și încetarea bombardamentelor asupra Gaza și a strămutării forțate a locuitorilor ei, relatează agenția de presă TAS. Vladimir Putin va discuta luni, 16 octombrie 2023, și cu liderii de stat din Israel, Iran și Egipt, dar și cu președintele Autorității Palestiniene, Mahmad Abbas. Anunțul a fost făcut de către Consilierul pentru Politică Externă de la Kremlin, Yuri Ushakov, citat de agenția de presă Reuters. Potrivit sursei citate anterior, este pentru prima dată când liderul rus vorbește cu președintele Israelului, de la izbucnirea războiului. Vladimir Putin a vorbit deja la telefon cu președintele Iranului, Ebrahim Raisi, și intenționează să vorbească cu președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi. Va discuta personal cu ei înainte de a pleca în China, unde va participa, marți și miercuri, la sumitul noilor drumuri ale mătăsii și se va întâlni cu președintele Chinei, Jinping.